mare și o bucurie pentru Muzeul Județean Argeș să poată găzdui și să poată prezenta pe simensele galeriei noastre de artă lucrările de atestat ale elevilor liceului din Unipati din Pitești. Ca întâlniți în ultima vreme, colectivul de la din Unipati face program. Asta o spun cu o bucurie în suflet. Deloc întâmplător al artei, am participat la premiile muzicale din Unipati, care parte dintre elevii dumneavoastră au fost premiați, iar lucrul acesta nu poate decât să ne bucure. De asemenea, mă bucur să constat o prezență masivă și, deși sunt contratimp, am aruncat așa un ochi de nespecialist, trebuie să recunosc, la lucrările afișate aici și par mai mult decât interesante. Sunt convins, pe de o parte sunt conștient de valoarea dumneavoastră, iar pe de altă parte sunt convins de faptul că în activitatea dumneavoastră viitoare, cu siguranță ne vom intersecta inclusiv pe latura asta artistică. Când zic ne vom intersecta, mă refer la noi cei din aparatul Consiliului Județean Argeș. Dați-mi voi, în calitatea mea, dincolo de gândurile bune pe care vi le transmit din partea Consiliului Județean, să vă urez mult succes în continuare, să felicit cadrele didactice pentru îndrumarea pe care v-au făcut-o în acești ani și să vă urez pe mai departe multe inspirații. Lucrările de la grafică sunt realizate cu tehnici diferite de gravură. Sunt compoziții complexe și se observă că fiecare a abordat o tehnică diferită. La artă textile observăm cum colajul textil și țesătura au creat niște compoziții extraordinare. Au fost niște tehnici lucrate de copii și aceștia au realizat niște lucruri extraordinare. Iar la artă monumentală, copiii au lucrat, elevii au lucrat pe pânze de dimensiuni mari în tehnica tempera. Consider că este foarte important ca următoarea voastră etapă să ajungeți la Universitatea de Artă, acolo unde vă doriți pe secția și specialitatea pe care o doriți să urmați performanți mai departe. Și apoi, cu mare drag, vă așteptăm să intrați în Uniunea Artiștilor Plastici din România. De ce spun din România? Pentru că observ că, de-a lungul anilor, foarte mulți dintre voi, care ați terminat liceul de artă și ați performat foarte bine la Universitatea de Artă, chiar nu au mai venit înapoi. Simt rău foarte mult. Acum o spun cu durere că îmi pare rău că foarte mulți dintre voi nu veniți înapoi în orașul vostru natal și ca să intrați în Uniunea Artiștilor Plastici în filiala Pitești, pentru că totuși filiala noastră are o anumită calitate și un anumit prestigiu. Dar destinul ăsta face ca fiecare să se leagă locul și calea în viață. Și constat acum ca și profesionist, adică ca artist pictor tânăr, calitatea expoziției este înaltă, cu toate domeniile care le-am văzut aici, fie că decorativă, fie că este grafică sau tapiserie, așa uite, foarte frumos și foarte bine pus la punct tehnica, compozițiile foarte bine alese în funcție de tehnică, ceea ce mă creează o mare bucurie că în acest liceu există, într-adevăr, profesori de calitate care vă împărtășesc toată cunoașterea, dar și calitatea voastră ca elev, care a putut să vă ridicați la înălțimea profesorilor și să transpuneți în lucrările voastre ceea ce ați acumulat de la profesorii voștri.